Politician din Gorj vaccinat cu o doză de AstraZeneca din lotul cu probleme. Este vorba despre deputatul PSD Gorj, Claudiu Manta. Parlamentarul a aflat din presă care este lotul cu probleme și când s-a uitat pe adeverința de vaccinare, a avut șocul să constate că a fost vaccinat cu o doză de AstraZeneca din lotul respectiv. Claudiu Manta s-a vaccinat la centrul din Bumbejiu și susține că, deși s-a speriat inițial, va merge și la rapel. Claudiu Manta s-a vaccinat anti-COVID-19 la centrul din Bumbejiu cu AstraZeneca, o doză din lotul cu probleme. Eu însumi m-am vaccinat cu AstraZeneca și chiar cu acest cu un vaccin din acest lot, iată, cu ghilimele de rigoare. În ceea ce mă privește, evident, n-am făcut decât prima doză. Nu am avut niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Totul a decurs ok, de la modul cum s-au comportat cei de la centru de vaccinare, și acolo sunt cel puțin la Bumbejiu unde m-am vaccinat. Eu sunt niște profesioniști deosebiți. După vaccinare, deputatul susține că nu a avut reacții adverse majore. În schimb, s-a speriat când s-a uitat pe adeverință și a văzut că a fost vaccinat cu o doză din lotul cu probleme, care ulterior a fost retras. Primul lucru pe care l-am făcut, am fost și eu într-adevăr, că nu mai ține aminte evident cu ce lot m-am vaccinat. Primul lucru am vrut să verific într-adevăr că este acel lot AVB, cred că avea indicatorul și un număr după, evident. Da, cel puțin în cazul meu n-au fost simptome majore, ca să zic așa, post-vaccinare. E adevărat, o ușoară slăbiciune a doua zi, dar este cel puțin în cazul meu un lucru cert, că n-am avut niciun fel de simptome care să se întindă pe durata mai multor zile și simptome care să depășească oarecum cadrul acesta normal. Eu am încredere în ceea ce înseamnă procesul de vaccinare, am încredere în acest vaccin, mă rog, e o chestiune pe care fiecare și-o stabilește după o prealabilă informare, dar cel puțin eu am dorit să mă vaccinez cu AstraZeneca pentru că mie mi s-a părut că este dezvoltat, să zic așa, după o tehnologie mai pământeană și a fost alegerea mea ca și beneficiar de vaccin, dar cu siguranță voi face și rapelul. Peste 1000 de gorjeni au fost vaccinați cu doze AstraZeneca din lotul respectiv. După ce s-a aflat că este vorba despre un lot cu probleme, autoritățile au decis să suspende vaccinarea cu dozele din lotul respectiv.